Peste 104 controale au fost efectuate de comisarii de la Protecția Consumatorului luna trecută. Unele acțiuni s-au lăsat cu amenzi contravenționale pentru afaceriștii gorjeni. În luna august au încheiat un număr total de 104 acte de control, în urma cărora au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale, din care 12 amenzi în valoare totală de 37.000 lei. Tot în aceeași perioadă s-au înregistrat 52 de reclamații, în creștere cu aproximativ 6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Reclamațiile înregistrate au vizat preponderent produse și servicii nealimentare, aproximativ 95%, dintre care exemplificăm telefoane mobile, tâmplărie PVC, servicii de telecomunicații, servicii financiare, servicii de curierat. Cercetarea reclamațiilor s-a efectuat în conformitate cu prevederile procedurii generale privind soluționarea petițiilor consumatorilor aprobate prin ordin al președintelui ANPC. Valoarea produselor înlocuite sau restituite s-a ridicat la 7.708 lei. De remarcat este faptul că nu am înregistrat petiții care să nu fi fost soluționate în cadrul termenului legal prevăzut de ordonanța de guvern. Controlele vor continua și în lunile următoare.